Mult. Bianca, ieri ne-am jucat de-a vacanța, i-am zis lui Vlăduț să-și aleagă un loc și o variantă de mic dejun și de atunci a rămas cu ideea asta în cap, o plăcintă grecească. Da, exact, ca să vezi ce înseamnă anumite chestii și, bineînțeles, sunt amintiri plăcute și îmi place să recomand anumite amintiri plăcute, mai ales când este vorba despre o amintire culinară. În cazul de astăzi, plăcinta specific grecească, așa, bugața, ce o găsim în fiecare dimineață caldă, fierbinte, chiar în patiseriile grecești, unde foarte mulți localnici servesc această plăcintă alături de, sigur, alături de un fresh de portocale. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, aveți nevoie de foi de plăcintă și trebuie să alegeți foile de plăcintă. Uite, deja trebuie să alegeți exact. Trebuie să alegeți întotdeauna foile de plăcintă cele mai fine, acelea care sunt recomandate și pentru baklava, de exemplu, sau dacă acasă aveți îndemânarea și plăcerea de a pregăti foi de plăcinte, ar fi chiar mai indicate. Mai aveți nevoie de o cremă de vanilie, pentru că aceasta este umplutura pentru plăcinte, iar pentru crema de vanilie aveți nevoie de lapte, făină sau amidon, un pic de unt și smântână dulce. Clar că și câteva ouă sunt necesare, respectiv 5 ouă pentru un litru de lapte. Făina în cantitate circa 4 linguri și jumătate de făină, iar zahărul trebuie să fie puțin mai puțin decât normal. Asta înseamnă circa 150, maxim 200 de grame de zahăr. Trebuie să iasă așa pufoasă, nu? Trebuie să iasă pufoasă, pentru că după ce este gata, eu îi adaug un pic de frișcă, pentru că îmi place să fie un pic mai afânată, dar în același timp consistența trebuie să fie destul de densă. Okay. Pentru că aceasta trebuie să fie o umplutură și umplutura trebuie să fie stabilă atunci când tăiem plăcinta caldă. Cu portocale? Portocale, bineînțeles, am găsit și portocale grecești, n-am rezistat, pentru că această plăcintă în general se servește întotdeauna cu un fresh de portocale, mai ales că nu sunt chiar foarte bine coapte multe dintre acestea și sunt mai acrișoare, exact, și se potrivesc. Plăcinta însă, n-am terminat, se coace la 180 de grade Celsius după ce rulat și am să vă arăt pe parcursul emisiunii exact cum se rulează, pentru că este foarte simplu. Foile trebuie unse cu unt topit, iar în momentul când este gata, se pudrează cu scorțișoară, iar peste scorțișoară cu puțin zahăr pudră, ușor de tot vanilie.